Taximetriștii suceveni au fost trași pe dreapta pe parcursul a două zile de organele abilitate. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune de control în perioada 26-27 martie, în ceea ce privește respectarea legii de către conducătorii de taxiuri. În această perioadă, taximetriștii au fost verificați la sânge în privința documentelor, tocmai pentru a vedea dacă sunt în conformitate cu legea. La finalul acțiunii, polițiștii suceveni vor face un bilanț și vor comunica rezultatele. Serviciul rutier Suceava împreună cu birourile și formațiunile de profil din teritoriu au demarat la nivelul municipiilor și orașelor un control pe tema legalității și stării tehnice autovehiculor destinate transportului în regim de taxi. Activitățile se desfășoară împreună cu RARO. Desfășurăm aceste activități pe lângă alte activități legate de dezăpezire și fluidizarea traficului pe toate căile de comunicații din județ. În cursul zilei de mâine dimineață vom centraliza rezultatele acestor controle și le vom face publice.